Marius Apopi, din nou invitat la Vieți Transformate, a fost și în episodul anterior, a crescut în județul Caraș, în comuna Glimboca, într-o comunitate, acolo există o anumită specificitate în comuna respectivă. Marius, bine ai venit la Vieți Transformate. Bine v-am găsit. Un pic așa, în două minute te-aș ruga să faci o recapitulare pentru cei care n-au prins partea întâi și apoi continuăm cu partea de slujire, de lucrare. Okay. Așa cum a spus, mă numesc Marius Apopi, am crescut în comuna Glimboca. Satul fiind împărțit în două, românii și țiganii, eu am fost de partea țiganilor peste linie. Chiar este dacă... o linie de tren care, da, linie de tren care împarte satul în două și toți cei care sunt născuți, au casă sus, sunt țigani, ceilalți sunt români. Și dorința tuturor țiganilor să devină români. Și acum încă există situația și mulți sunt români că și-au cumpărat case jos. Iar crescând acolo o biserică bună, o biserică baptistă, acolo am prins dragul de Hristos, acolo am întâlnit pe Hristos și de acolo a început slujirea. La început în biserica locală, împreună ca și lucrător cu tineretul, lider de tineret mai târziu, și apoi păstorul nostru a căutat un misionar. Înainte de asta și tatăl tău avea probleme cu alcoolul, cu țigara? Tata a avut probleme mari toată viața noastră. Însă îngrija de voi. Pregăteam mâncarea duminica, atunci când voi erați cu mama la biserică? Fost un bucătar bun. De fapt, noi toți bărbații acum din familie gătim. Da? Pentru că tata gătea, cumva... Deja salivez când mă gândesc. În afară de sarmale, cam orice. Da? Ce-ți place cel mai mult? Peștele, în mod special. Peștele? Cum îl faci? Fripturile. Da, e... Poate facem o dată emisiune de gătit. Așa. Deci ai intrat în lucrare. Da. Am intrat în lucrare prin prisma păstorului local. El s-a ocupat de satul Maciova, așa este, un sat micuț, care avea și o comunitate de romi, de lăutari. Era ca și cartier aparte. El începuse acolo lucrarea, avea vreo 7 surori care veneau din comunitatea de romi la biserica română și avea nevoie de ajutor. Mă zise la fratele meu mai mare, la alți tineri din biserică, eu îmi știam darul și nu m-am văzut ca misionar, dar am fost ultima speranță. După ce l-au refuzat toți, m-au întrebat dacă pot să slujesc, am spus da. Speranța n-a fost să rămân acolo, în Maciova, dar Dumnezeu a avut alt plan. Au trecut 23 de ani, cred, și sunt încă acolo. Este o comunitate frumoasă, o biserică bună, de vreo 70 de membri, într-un sat care are 60 de case, unde nu era Evanghelia acum... La 60 de case, 70 de membri. Da. Deci la fiecare casă... Sunt cel puțin 100 de botezați în sat, dar nu toți sunt pocăiți. Da. Nu toți se țin de Evanghelia. Se întâmplă. Dar da. Sunt cel din puțin... Păcate. În fiecare duminică după masa sunt 70-80 de oameni care se adună la părtășie. Și o lucrare în care am văzut minunile lui Dumnezeu de-a lungul anilor, întâmplându-se. Cum anume? Prima minune, că nu credeai că vei predica Evanghelia. Da, ți-ai luat Biblia, ai scos toate notițele din Biblie și ai zis, gata, eu doar cânt. Da, asta a fost... Asta am crezut că pot. Da. Încet, încet Dumnezeu m-a pregătit. Lucrarea a început cumva de jos, de la lucrarea cu copiii. Eu știam să cânt cu chitara, fratele păstor m-a trimis misionar, dar eu am avut alte așteptări. Am sperat că el mă va duce în seamă, mă va prezenta, mă va arăta biserica, amvonul și de aici... Covorul roșu. Da, și el a zis, știi unde e Maciova? Și am zis, nu. A zis, problemă, până la sat ai fost, treci de sat, vreo jumătate kilometru și undeva pe partea stângă e o comunitate, du-te, fă biserică. Păi, frate Sandi, n-am mașină, n-am... Ai bicicletă, du-te cu bicicleta, că păstorul vechi Muroni așa a făcut și m-a dezarmat total. Și am pus chitara în spate și am plecat către sat. Nu cunoști pe nimeni, ce să faci? M-am pus pe marginea drumului, jucau băieții fotbal și m-am uitat la ei. Am plecat acasă, m-am întors duminica următoare, m-am uitat la fotbal. La a treia întâlnire m-au chemat să joc cu ei. Am intrat în sat, le-am spus cine sunt. Am scos chitară, am cântat cu copiii mici și așa a început lucrarea. Timp de un an de zile, sub un tei am adunat, cântând cu copiii și făcând lecții de copii. Surorile astea... Sub un tei, cred că este cel mai frumos templu.
cea mai frumoasă biserică. A fost, este creată de Dumnezeu. Niciodată n-a plouat la întâlnirile noastre. În iarna aceea... Un an de zile. Da, în iarna aceea un nepocăi ne invită la el în casă. Era frig afară. Oricum. Era frig să ne adunăm acolo. Și am început lucrarea în, în satul acela, în casa aceea. Apoi în 2000 am fost în... Omul v-a invitat ca să nu stați în frig afară. Da. Acum avea o fată de măritat. Da, se gândea că poate... Da, se gândea că poate... Eu aveam o poză cu soția mea, la momentul acela era doar prietena mea. De fapt, nici nu mai eram împreună, cumva, dar era poza care m-a scos de multe, multe oferte nepotrivite de căsătorie. Dar a fost ok, a fost bine. Și lucrarea a început. Ușor, mic. În 2000 am fost în Turcia împreună cu un grup misionar și am adus un cort de armată, unde puteai să găzduiești 100 de persoane. Un cort? Un cort. Erau de la armata americană, ei puneau sinistrați după cutremurul din 2000 și am cerut și eu unul, că am lucrat o lună de zile ca voluntar acolo, ei nu mai aveau nevoie de ele și mi-au dat un cort nou și l-a fost biserica noastră. L-am pus pe terenul de fotbal, am adus un generator. Acolo s-a cântat, s-a predicat prima evanghelizare. Nici nu știa armata americană că a făcut biserică în Maceola. S-au botezat 70 la prima evanghelizare. Wow. S-au botezat 6. Da. Dar impactul a fost emoțional puternic. Oamenii au făcut pasul ăsta spre Hristos cumva. Și așa a început biserica. În 2000 am avut primul botez. După evanghelizarea aceea, 6 persoane s-au botezat. Și încet, încet Dumnezeu a început să schimbe oameni. Și am văzut minuni peste minuni. Oameni care au fost alcoolici, oameni care au fost robiți de tot felul de patimi, au lăsat totul pentru Hristos. Cu adevărat? Cu adevărat. Una din minunile mari care le povestesc des pe unde ajung este sora Firoanda. O soră, o alcoolică. Se trezea geată. Trist sună pentru o femeie alcoolică. În vârstă, până la 60 de ani, se trezea, are vreo 6-7 copii, se trezea beată. Nu știa nimeni cum se poate. Dormi, te trezești. Era băută și dimineața. Povestea sora că avea în saltea o gaură și unde ascundea sticla. Wow. Și la un moment dat ne-am dus la ea acasă să vorbim cu soțul ei care vrea să se pocăiască. La final am provocat-o și pe asta nu-i pentru mine. Totuși, după ce am plecat doi noapte aceea, ea mărturisește că la geamul i-a bătut Hristos. Și a spus, Firanda, vii după mine. A doua zi dimineața, a aruncat țigările. De fapt, a zis în noaptea, Doamne, gat țigara asta, aveau țigare. Și după ce o fumez, mă pocăiesc. Când auzi, așa, e de râs cumva, hazliu, dar pentru ea a fost o chestie serioasă. A lăsat țigara, a doua zi dimineața, a fost trează. I-au dus copiii țigara, cafeaua, ștampa. A zis, ce s-a asta? Eu nu fumez, eu nu beau. Imediat a sunat telefonul, a adunat toată familia, are vreo 7 copii. Veniți că e rău lui mama. nu le venea să creadă. E un șoc, erau nepocăiți tot. E rău lui mama. Da. S-au adunat. Ce? Nu fumează, nu vrea să bea. Nu se poate. Nici cafea n-a băut. O zi, două, trei, o lună, s-a botezat sora, veneau oamenii, femeile care o cunoșteau din satele vecine, ca o zi că s-a pocăit Firoanda. Și nu vrea să creadă. Și astăzi e o mărturie vie că Dumnezeu face minuni. Și nu doar ea. Și bărbați, și femei, și familii transformate, și minuni care le-am văzut de-a lungul anilor, oameni simpli, o comunitate de țigani, de romi, vorbitori, dar oameni care au început să creadă în Dumnezeu. Acum câțiva ani au dat foc la Miriște, în spatele satului, și erau flăcări enorme, veneau spre sat. Am sunat la pompieri și ne-am adunat cu sapri, cu lopeți, până vin pompierii să stingem focul. Se apropiau flăcările vertiginos de noi și o soră îndrăznea... Erau flăcări ca mari. Apocalipsa. Ce să spun, 4-5 metri. Wow. Pentru că nu mă rugăraie, nu mă spind în spate, pe câmp. Și una dintre surori a zis, frate Marius, ne ridicăm mâinile și ne rugăm să se stingă focul. La început, acum eu ar fi trebuit să vină de la mine ca păstor. Exact. Și am surorul zic, cum să facem asta? Frate Marius, dacă nu facem, arge biserica.
Și parcă o văd pe sora Rodica stând undeva în față, m-am dus și eu în dreptul ei că trebuia să fiu acolo. Și era o grămadă de nepocăiți care se uitau cu lopețile și nu puteau să mai facă nimic. Și sora ridica mâinile și am ridicat amândoi mâinile și am început să ne rugăm împotriva focului. Mi se părea absurd să fac asta, dar văzând credința ei, am zis, mă rog și eu cu ea. Și dacă nu se oprea focul, era rușinos pentru comunitate. În câteva secunde a venit un vânt din spatele nostru, eram cu spatele spre biserică, și flăcările înalte, pur și simplu le-a pus jos. Era un fel de bulibaș a satului, a lăsat lopata de mână și a zis așa, aici eu l-am văzut pe Dumnezeu. El încă nu-i pocăit, dar de câte ori ne întâlnim, el îmi povestește, ca și cum eu n-am fost acolo, povestea cu focul. A fost clar, minunea lui Dumnezeu acolo. Dumnezeu are școala lui când te formează, te trece prin tot felul de încercări, tot felul de suferințe. De fapt, versetul favorit e din Filipeni, capitolul 3, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac părtaș suferințelor Lui. Mi-a plăcut asta cu învierea, dar cu suferința nu mi-a plăcut. Dar Dumnezeu a avut o școală. Când te pregătește pentru ceva deosebit, te trece prin suferință de multe ori. Și a trebuit să trec prin tot felul de operații, tot felul de necazuri în anii ăștia de slujire. Dar niciodată Dumnezeu nu ne-a lăsat. Atacurile din partea diavolului au venit constant. Dar și la nivel fizic. La nivel fizic. Ori înspre mine, ori înspre copiii mei, noi avem 3 copii, eu și soția. La un moment dat, mergeam, coboram de la soacra mea din Reșița, scările blocului, și cumva, printre scări, balustradă, între 2 și 3, etaj 2 și 3, fetița mea a căzut. Eu nu eram cu ea, eu am fost să duc repede bagajul. De la etajul 2? Între 2 și 3. A căzut până jos? Da, în cap. Avea 3 ani, fetița. Wow! Soția era sus cu un rând de bagaje, copiii toți 3 de mână, fetița era mână la fratele mai mare și eu eram jos, să mă întorc repede. Am crezut că a murit. Deci eu când m-am întors, am văzut-o jos, am zis că a picat de pe prima treaptă. A venit vecinul și a zis, așa a trecut pe lângă mine. Cumnata mea cumva a ajuns prima. Și a zis așa, mai ales când am ridicat-o, era ca un fulg. Am luat-o în braț, eu de la ea, era lovită la cap, am dus-o la spital, raze, tomografie, nimic. S-a negrit ochiul și fața a fost brăzdată. Asta a fost duminică seara, luni seara, a venit grupul de rugăciune a păstorilor din Caraș la noi acasă, la biserică. Am adus fata și am dat-o în brațe unui păstor și am zis, frate, roagă-te pentru ea. A luat-o în brațe și a pus mâine peste fata mea, s-a rugat. Soția a plecat cu fata acasă, noi am rămas la părtășie cu păstorii. Când m-am întors acasă în seara aia, ea mă aștepta. Toată familia dormea, ea mică mă aștepta în cameră. Primul șoc a fost, s-a uitat spre mine și era ceva schimbat. Ochiul ăla vânăt, umflătura așa mare, a dispărut în câteva ore. Și am zis, aia e puterea lui Dumnezeu. Astăzi, când urcăm etajul sau coborând de la soacră, mă opresc acolo, mă uit în jos și noi avem altarul familiei, între etajul 2 și 3. 5,80 m, măsurați cu rulota. Da. Și minunea lui Dumnezeu a fost acolo, mâna lui a fost acolo. Și jos și beton. Nu... Beton, beton. Astea încercări, dar totodată le văd ca binecuvântări. Pentru că în fiecare experiență de genul ăsta, suferința care am trecut eu sau fetița sau alte probleme noastre, n-au făcut altceva decât să ne crească credința și să ne arate că Dumnezeu e în control și El face minuni. Dacă nu L-ai fi întâlnit pe Hristos, cum ar fi evoluat viața? Așa un scenariu posibil. Probabil ar fi fost trist. Aș fi fost probabil zidar. Dar lucrezi și acum. Da, și asta sunt zidar. Da. Asta a fost visul copilăriei. Toți vreau să se facă doctor, profesor. Eu ziceam zidar. Cumva Dumnezeu m-a adus zidar. Dar dincolo de asta, probabil ar fi fost alcoolul, așa cum a fost tata. Că de obicei, dacă Hristos nu schimbă cuiva viața,
pășești pe urmele părinților. Ceea ce vezi, aia faci. Și rezultatul i-a plăcut. Alcoolul, țigara, distracția. Probabil că ar fi fost cumva direcția asta. De fapt, bunica mea a rostit un blestem la nașterea mea. Wow! Un blestem care m-a urmărit ani de zile. Ea a spus mamei mele, blestem copilul din pântecele tău să fie exact ca Gheorghe, să înțelegi suferința prin care eu am trecut. Gheorghe este unchiul meu, care a fost un alcoolic și un cărțaș, un dependent de jocuri, remi, cărci, era în vremea lui. Chiar mi-au pus numele după el. Al doilea numele meu este Gheorghe. Când am crescut, semănam cu el și aveam o înclinație spre cărți. O dorință. Furam bani de acasă să mă duc la cărți, la remi. Cumva m-a urmărit, nu știu cum să o numesc, patima asta. Da. Oh, este o patimă mare. Este o dependență. Dacă n-ar fi fost Hristos să rupă blestemul ăla, probabil că aș fi ajuns. Dar din ce cauză a vrut să a rostit acel blestem? Între mama mea și bunica mea n-au fost o relație foarte bună. Ea întotdeauna a luat partea băiatului mai mare, Gheorghe. Da, da. Care fura, o bătea, distrugea tot în casă, a bătut și pe mama. Mama a rămas surdă din cauza lui. Wow. Alcoolul, țigara, băutura, jocurile de noroc, da, i-au distrus viața. De fapt, a murit tânăr, la 36 de ani. Da. A făcut pușcărie de vreo 3 ori. Și ea, cumva, mama se certa des cu bunica. Și bunica a zis, tu nu înțelegi ce înseamnă să ai un copil așa. Și de-aia te blestem ca să treci prin ce am trecut eu. Wow. Deci pe propria ei fică. Da, pe propria ei fică. Și pentru mama asta a fost cea mai mare teamă. Da. Că eu seamăn cu Gheorghe. Da. Eu seamăn cu Gheorghe. Și am semănat, într-un fel. Dacă n-ar fi fost Hristos să o pună capăt, probabil aș fi fost ori mort, cum e el acum, sau un nenorocit. Hristos a schimbat tot, a dat sens. Da. Dintr-un om care putea să fie un alcoolic, a făcut un lucrător al lui. Mi-a dat familie, mi-a dat copii. Chiar dacă v-am spus, am fost sărac. N-am avut papuși noi niciodată în viața mea. Dumnezeu a făcut minuni după minuni. Mi-a dat o casă, mi-a dat tot ce are un om nevoie. Ce n-aș fi putut spera. Și n-am avut pe nimeni în spate să zică te ajutăm, îți dăm, împreună cu soția mea și cu el. Lângă noi am văzut minuni după minuni. Și ăsta e Dumnezeu, care schimbă destine, schimbă vieți și le trăim. La finalul interviului nostru, pentru cei care se confruntă cu astfel de lupte, de dependențe, de blesteme, să spun, de alcool, de cărți, de țigară, de relații morale, de tot, ce încurajare ai în 2-3 minute? Ce vreau să spun pentru ei este că există șansă și există speranță. Cu siguranță Hristos... Teoretic sau practic? Practic. Hristos este speranța și trebuie apelat la oamenii lui Dumnezeu. De multe ori sunt oameni care se luptă singuri și nu reușesc să scape de astfel de situații. Întotdeauna am avut o deschidere pentru oamenii care au nevoie. Și în ultimul timp, la mine, în Macova, vin oameni din toate părțile prinși în astfel de legături. Pentru că eu cred că robii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, trebuie să îndrăznească, să se roage. Aici sunt legături demonice. Și omul nu le poate rupe singur. Da. Și de-aia Hristos a dat autoritate păstorilor, lucrătorilor, să-și pună mâna peste cei robiți, să se roage, să fie liberați. Și văd asta întâmplându-se. Oamenii nu ți-e teamă să te rogi pentru oamenii aflați în... Niciodată nu mi-a fost teamă, pentru că nu cel care este în mine... Da, corect. E mai mare ca cel care e în lume. Adică ce poate să-mi facă diavolul? Da, el îmi atacă familia. Când eu intru în luptă, el mă atacă pe mine, dar întotdeauna Hristos a dat biruință. Da. Și nu mi-e teamă de asta. Dar văzând ceea ce se întâmplă, eliberări, văzând vieți transformate, se merită fiecare efort. Și este speranță. Este speranță. Ce să facă o persoană care trece prin așa ceva? Deci să caute în primul rând, slujitori are biserici. Nevoie de Dumnezeu. Să-și predea viața în mâna Domnului. Asta că de multe ori nu schimbă automat totul. Deși îți transformă viața, dar ce ai acumulat din spate încă te urmărește.
Și dacă nu reușești să scapi, caută un om al lui Dumnezeu. Un păstor, un lucrător, un om al rugăciunii care să se roage cu tine. În fața căreia să devii vulnerabil, dar totodată să poți să fii eliberat. Eu am spus că am fost blestemat. Eu am întâlnit un astfel de om. De asta fac asta. Blestemat de oameni, dar binecuvântat de Domnul. Blestemat de bunica mea. Da. Dar am întâlnit un astfel de om când eram în școala biblică, m-a luat deoparte și s-a rugat cu mine și cu fratele meu și Dumnezeu ne-a eliberat. Da. Și am simțit puterea lui Dumnezeu. Și dacă eu am fost eliberat și alții au nevoie de eliberare la fel ca mine, și datoria mea și a slujitorilor să facem rugăciunea pentru ei, să fim alături de oamenii prinși în astfel de situații. La final, frate Marius, aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu. Ce-ți spune Domnul pe inimă? Mă gândesc la cei care urmăresc această discuție și care te mir cu ce se confruntă. Dumnezeu poate să dea eliberare. Împărat al Slavei, Doamne Iisuse Hristoase, mulțumesc din toată inima pentru lucrarea miraculoasă care ai făcut-o în viața mea și în viața atâtor oameni care caută fața Ta, Doamne. Întotdeauna Te-ai lăsat găsit. Întotdeauna ai știut, Doamne, să iei chiar pe cei mai de jos și să faci din ei obiecte ale slavei Tale. Să Te lauzi cu noi, Doamne Iisuse. Să-Ți proslăvești numele prin fiecare. Doamne, mă rog pentru aceia care le teamă să se ridice în numele Tău. Chiar poate lucrător, Doamne. Te rog să le dai îndrăzneala și să le aduci aminte că ceea ce ai pus în ei, puterea Duhului Sfânt, este autoritatea supremă asupra oricărui duc și oricărei legături demonice și Tu ești mai tare decât totul, Doamne Iisuse, și cu Tine suntem biruitori. Și mă rog pentru toți oamenii care privesc emisiunea aceasta și sunt legați într-un fel sau altul, sunt dependenți. Doamne Iisuse, Te rog să Te atingi de viețile lor. Te rog, Iisuse drag, să le dai curajul să vină pe genunchi, să-și recunoască starea și apoi, dacă e nevoie, să ceară ajutor, Doamne, și scoate în calea fiecăruia oamenii Tăi de nădejde, Doamne, pe care i-ai pus, prin care Tu lucrezi și poți să aduci eliberare. Te rog să binecuvântezi, Doamne Iisuse, să-Ți arăți slava Ta. Te rog să ne întărești pe toți, Doamne. Te rog să binecuvântezi pe toți care urmăresc emisiunea asta și pe cei care o realizează cu putere, Doamne, să care numele Tău mai departe și să se vadă, Doamne, prin minunile Tale, că Tu ești un Dumnezeu real, viu și lucrător. Amin. Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Marius Apopi. O viață transformată cu adevărat de puterea lui Dumnezeu, indiferent ce legătură ar fi. Hristos este atotputernic. Dumnezeu este atotputernic. Mă gândesc pentru cei care poate ar vrea să sune, pentru o rugăciune, pentru un sfat, pentru o consiliere, dacă vrei să le lași numărul de telefon. Cu siguranță. Întotdeauna am fost gata să ajut pe cei care au nevoie de ajutor. Numărul meu este 0760 392 2345. Apopi Marius. 0760 392 2345. Apopi Marius. Dumnezeu să vă binecuvânteze.